Brazilianul Willy Barbosa a fost prezentat oficial de conducerea FC Botoșani în cadrul unei conferințe de presă. Leo Grozavo a declarat că brazilianul ar putea fi una dintre marile surprize ale ligii întâi. Brazilianul a spus că speră să se adapteze cât mai repede și să demonstreze tuturor că merită încrederea celor de la FC Botoșani, care i-au oferit șansa primei aventuri europene a carierei sale. În primul rând, vreau să mulțumesc celor de aici. Sper să pot da maximum, să ajut echipa să crească și sper să mă adaptez cât mai repede posibil. Îmi place mult aici și am rămas impresionat de profesionalismul pe care l-am găsit aici. Familia mea este foarte mulțumită că am ajuns aici și este important să-mi fac treaba cât mai bine. Președintele clubului FC Botoșani, Cornel Schweitzer, crede că Willy Barbosa va fi înlocuitorul perfect al lui Gonzalo Cabrera. Deși este conștient că acesta are nevoie de timp de acomodare, Schweitzer vrea să-l vadă cât mai repede pe teren pe Willy. Principala țintă a conducerii clubului este să aducă fotbaliști necunoscuți în Liga 1, pe care apoi să-i vândă în Europa pe bani mulți. Un înlocuitor al lui Cabrera, e un jucător cu un CV impresionat la vârsta lui, cu 80 de jocuri în Serie A, Serie B în Brazilia. Un jucător tânăr, un jucător de perspectivă, un jucător care a dorit să vină în Europa, a acceptat oferta FC Botoșani și sper ca el să aibă evoluții cât mai bune și să facă saltul către un club mult mai mare. Noi ne dorim să avem jucători și în acest campionat, jucători de calitate, jucători care să facă diferența și să avem oferte pentru ei, pentru că deja la Botoșani ați văzut, am reușit în sezonul trecut 3 transferuri, jucători care au dat culoare echipei, la Martinus, Engadeu, Cabrera, și ăsta e unul din obiectivele noastre an de an, să avem jucători care să plece la export. La rândul său, Leo Grozavu spune că brazilianul Willy Barbosa nu va fi Cabrera, pentru că este un jucător diferit. Antrenorul botoșănenilor a mai adăugat că Barbosa este cel mai titrat jucător brazilian care a ajuns în România. Este un jucător care a cunoscut în copilărie suferința și sunt convins că se va adapta. Restul, nu vreau să punem o presiune prea mare, pentru că în niciun caz nu va fi Cabrera, va fi doar Willy Barbosa. Este un jucător diferit și sper ca el să aibă randamentul pe care noi îl așteptăm de la el. Willy Barbosa a cerut tricoul cu numărul 93, anul nașterii sale, dar cum acesta este ocupat de Sergiu Popovici, a luat tricoul cu numărul 23, vârsta sa.